Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Cu ajutorul Domnului vom continua tematica noastră, Hristos și spășirea, cu lecția numărul 3, întruparea și viața lui Iisus Hristos. Deși aceste lucruri le știe în mare chiar și un copilaș născut într-un mediu creștin, vrem să privim în profunzimea lor și în măsura în care Dumnezeu ne va lumina și vom putea înțelege, să admirăm pe de o parte lucrarea Domnului, iar pe de altă parte să facem ceea ce ne revine nouă raportat acestui subiect. Prin întrupare, Dumnezeu a luat asupra sa omenirea, s-a îmbrăcat cu carne și astfel Dumnezeu a venit efectiv în umanitate. Aceasta a debutat cu întruparea și s-a finalizat cu moartea prin răstignire. Iată cum descrie Pavel în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16, lucrarea aceasta. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup, deci s-a coborât în sfera noastră umană și a luat trup de carne, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Traseul acesta al coborârii în părțile mai de jos, chiar până în cele mai de jos ale pământului și revenirea în slavă. Vrem să privim în prima parte a studiului nostru la întrupare și în cea de-a doua la viața Mântuitorului. Privind din punct de vedere istoric, haideți să citim procedura întrupării, așa cum o găsim scrisă în Luca, capitolul 1, versetele 26 la 35. Cunoașteți faptul că Dumnezeu a precedat lucrarea aceasta cu cea a apariției lui Ioan Botezătorul, sau mai exact a nașterii lui. În luna 6, Îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și i-a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Dumnezeu, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Turburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Rețineți, mai întâi Maria a privit problema în plan uman, posibilitatea nașterii fizice. Măcar că în versetele pe care le-am citit și în cele ce urmează se fac referiri clare și la dumnezeirea Domnului Hristos și la planul veșnic de mântuire. Îngerul i-a răspuns, și aici avem în mod efectiv procedura întrupării: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Atât din punct de vedere al absenței unuia dintre părinți, Duhul Sfânt a făcut o lucrare specială și unică, cât și din punct de vedere al purității, fiindcă Fiul lui Dumnezeu nu a avut efectiv o natură și o carne coruptă ca și a noastră. A fost o naștere deosebită. Versetul 18. Maria a zis: iată roba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. N-a fost ușor pentru ea să priceapă aceste lucruri, dar ea a rămas în subordonare în voia lui Dumnezeu. A acceptat prin credință, cum de altfel s-au derulat toate marile lucrări lui Dumnezeu. Să privim și în Matei, capitolul 1, să observăm nedumerirea logodnicului ei. Prin această logodnă, Dumnezeu a pregătit cadrul pământesc pentru ca Maria să nu fie învinuită de călcarea poruncii, să nu fie ucisă cu pietre. Dacă nu ar fi fost protecția lui Iosif și scutul imediat al căsătoriei, ea putea fi interpretată că și-a pierdut fecioria. Scrie aici, de la versetul 18. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.
Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zise: iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tâlmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa. Dar n-a cunoscut-o până ce a născut un fiu și el a pus numele Iisus. Amin. Așadar, în momentul nașterii Mântuitorului, ei deja erau căsătoriți, locuiau împreună. Pe ei i-a găsit Dumnezeu vrednici, le-a dat harul acesta între femei și în măsura în care a jucat și Iosif un rol între bărbați, de a naște și respectiv împreună de a crește pe Fiul lui Dumnezeu, cel care devenise Fiul omului. Spune Scriptura în Galaten 4, versetul 4, că acest moment, din punct de vedere istoric, a fost ales de Dumnezeu. Dar când a venit împlinirea vremii, potrivit cu toate profețiile Vechiului Testament, unele dintre ele datate, cum sunt cele din Daniel, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, în poporul care avusese legea, a cărei simbolisme îl vizau chiar pe Mântuitorul. Domnul Hristos, în timpul vieții sale, a afirmat în mod repetat că El a venit de la Tatăl și s-a întrupat. Iată ce scrie în Ioan capitolul 8, versetul 42. Aceste cuvinte au fost rostite într-o polemică cu iudeii, în care ei nu puteau concepe sorgintea Domnului, vizând afirmațiile sale. Iisus le-a zis: dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Întruparea a fost o trimitere a Tatălui, dar și o acceptare a Fiului. Și Dumnezeu Tatăl a confirmat de trei ori din cer că acela era Fiul lui prea iubit, trimis să îndeplinească lucrarea și în care își găsea toată plăcerea. Primul moment a fost cu ocazia botezului în apă, la Iordan, fapt menționat în Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetele 16 la 18. Al doilea eveniment a fost cu ocazia schimbării la față, referință Matei 17 cu 1 la 5. Și haideți să citim versetul 5. La întâlnirea aceea specială între Domnul Hristos, Moise și Ilie, Dumnezeu a participat activ, făcându-și auzit glasul din ceruri. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. De el să ascultați. Aici a fost o atestare pentru ucenici. Și mai întâlnim una în Evanghelia după Ioan, în capitolul 12, versetul 27. Domnul Hristos și-a înălțat glasul către Tatăl și a zis: acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau: un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns: nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Deci o confirmare în fața mulțimii. În scripturi, în mod special în epistole, care surprind primele decenii ale creștinismului, și apoi în istorie, profeții falși și teologii care nu recunosc adevărul acesta se pot cunoaște, spune Ioan în întâia sa epistolă, capitolul 4, prin faptul că neagă întruparea Fiului Dumnezeu. Dacă acest eveniment nu este recunoscut în mod corespunzător, este ca și cum ai porni o construcție și ai pune primele cărămizi greșit. N-ai cum să te mai redresezi după aceea. Totul pleacă de la întrupare, în mod efectiv. Originea este în planul veșnic. Iată ce scrie apostolul în citatul amintit, de la versetele 1 la 3. Preaiubiților, să nu dați crezare oricărui duh,
și să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroși mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Antichrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Întruparea Fiului Dumnezeu este făcută cunoscut minților noastre prin Duhul lui Dumnezeu, iar negarea ei presupune influența sau chiar prezența posesivă a unui duh străin. Privind din punct de vedere doctrinar, adică al învățăturii întregii Scripturi și în mod special a Noului Testament, vreau să urmărim două aspecte. Necesitatea întrupării și apoi natura întrupării. De ce a fost necesar să vină Fiul lui Dumnezeu în lumea noastră să trăiască ca om? Care sunt motivele pentru care Dumnezeu a recurs la procedura aceasta? Dumnezeu, prin creație, s-a angajat să se ocupe de om, fiindcă l-a creat din pasiune, nu din obligație și nu din lipsă de interes, și în mod special apoi prin legămintele făcute în mod repetat cu Adam, cu Avram, cu Israel. Dumnezeu, ca unul care este recunoscut de Scriptură că rămâne credincios, El nu putea să ne abandoneze. Dacă privim în Scriptură, Dumnezeu a făgăduit patriarhilor și pe firul acestor legăminte, până la noul legământ care a fost parafat cu însăși sângele Fiului Dumnezeu, toate acestea sunt angajamente divine. Hai să citim ce spune Scriptura în Roman 15, versetele 8 și 9. Hristos, în adevăr, a fost un slujitor al tăierii împrejur ca să dovedească credincioșia lui Dumnezeu și să întărească făgăduințele date părinților și ca neamurile să slăvească pe Dumnezeu pentru îndurarea Lui, după cum este scris: de aceea te voi lăuda printre neamuri și voi cânta numele Tău. Dumnezeu, în credincioșia Lui, s-a obligat pe Sine să rezolve problema noastră. Citim și din Evrei 8, de la versetul 8 la 13, unde întreg citatul este o reluare a unei profeții din Vechiul Testament, din Ieremia, capitolul 31. Iată ce scrie aici: căci ca o mustrare, a zis Dumnezeul lui Israel, iată vin zile când Domnul va face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul său sau pe fratele său, zicând: cunoaște pe Domnul. Căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Pentru că le voi ierta nelejuirile și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Și prin faptul că zice un nou legământ, am mărturisit că cel din tâi este vechi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de peire. Dumnezeu a avut în plan un nou legământ, un legământ veșnic de data aceasta. Și la vremea potrivită, după cum s-a născut Isaac la vremea potrivită, după cum eliberarea a fost la timpul profețit, tot așa, fiecare legământ în istorie a venit la momentul hotărât de Dumnezeu. În al doilea rând, Domnul Hristos a venit în lumea aceasta pentru că era necesară salvarea umanității născute din Adam, fiindcă prin păcatul adamic toți urmașii săi au devenit păcătoși. Noi nu suntem păcătoși fiindcă păcătuim, ci suntem păcătoși prin natura noastră. Noi păcătuim fiindcă așa ne este natura. Și dintre fiii lui Adam nu putea nimeni să aducă salvare, fiindcă ei erau deja păcătoși din naștere. Hai să ne oprim la Psalmul 51 și înainte de a citi, gândiți-vă că David a fost unul dintre cei mai de sacrificiu oameni din istoria lui Israel. El era gata să se jertfească și pentru oi. De cum pentru oameni? Și totuși, atunci când a păcătuit, a văzut cât de păcătos este omul. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta. După îndurarea Ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire din nejuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Versul 5. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. El a fost conștient de greutatea păcătoșeniei. Și când a venit Ioan Botezătorul și a strigat: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, pentru evrei obișnuiți cu jerfe, toată concentrarea privirii lor a fost Mântuitorul, cel despre care
Scripturile spuneau că va rezolva în final problema aceasta, cum nu este alta mai gravă. Dar Dumnezeu, dacă nu devenea om, ca Dumnezeu nu putea muri. De aceea a fost nevoie ca să se facă om și astfel să moară într-o fire asemănătoare cu a noastră, pentru ca să rezolve în mod definitiv problema păcatului. Lucrul acesta îl putem citi în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 5. Și știți că El s-a arătat, cu ce scop? Ca să ia păcatele. Și în El nu este păcat. Altfel nu le-ar fi putut lua. N-ar fi avut o neprihănire care să ne-o dea nouă în schimbul păcatelor noastre. Adăugăm și 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. De aceea nu există mântuire sub alt nume, fiindcă nimeni nu ne-a livrat neprihănirea Lui în schimbul păcătoșeniei noastre. El este autorul și executantul acestei lucrări. Apoi a fost necesară împlinirea legii și a slujbilor din Vechiul Testament. Spunea Mântuitorul în Matei 5, versetele 17 și 18. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, să desfințez scripturile Vechiului Testament. Am venit nu să stric, ci să împlinesc cerințele legii, profețiile, căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să fi întâmplat toate lucrurile. Cu lux de amănunte are rol Vechiul Testament în viața și lucrarea Mântuitorului. A neglija Vechiul Testament înseamnă a desconsidera ceea ce Mântuitorul a preconizat să facă, felul în care se descrise lucrarea sa. Vă iau doar o profeție din Vechiul Testament, Zaharia 6, versetele 12 și 13. Și să-i spui, așa vorbește Domnul oștirilor, iată că un om al cărui nume este Odrasla, și noi știm despre cine vorbea, va odrăsli din locul lui și va zidi templul Domnului. Mântuitorul, împlinind printre altele această profeție, a zis, stricați templu și eu îl zidesc iarăși. El nu vorbea de la sine, el vorbea întru totul să împlinească ceea ce este scris în Vechiul Testament. Da, el va zidi templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul lui de domnie, va fi preot pe scaunul lui de domnie și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi. Deci, el urma să fie și preot și rege. Apoi, el s-a întrupat ca să distrugă lucrările lui Satan și efectele păcatului. Citim din Evrei capitolul 2. Satana și îngerii căzuți au constituit în acest univers o forță a întunericului care trebuia anihilată și bătălia aceasta trebuia câștigată și din punct de vedere al omului. Mai exact, chiar în primul rând, din punct de vedere al omului trebuia să fie învins diavolul. Astfel, dar deoarece copiii sunt părtași ai sângelui și cărnii, tot așa și el însuși, a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce avea puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Și 1 Ioan, capitolul 3, versetul 8. Aici sunt asociate efectele lucrării diavolului cu lucrarea însăși. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Slăvit să fie El pentru aceasta. Așadar, a fost necesar să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu ca să împlinească angajamentele divine și scripturile Vechiului Testament, iar pe de altă parte, să ne salveze pe noi din păcat și de sub puterea diavolului. Cât privește natura întrupării, aici lucrurile sunt foarte tainice. Vă rog să deschideți la Filipeni 2, privind de la versetul 5 la versetul 8, este prezentată dezbrăcarea de sine a Fiului lui Dumnezeu. Felul în care El a schimbat starea Lui de până la întrupare cu cea în care urmea să trăiască pe pământ. Privit cu atenție, sunt 7 etape de golire de sine a Fiului lui Dumnezeu. Eu voi pomeni doar 2 care le consider mai mari. În primul rând, scrie aici versetul 6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu și s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Și a asumat și a luat trup, natură umană, pe lângă cea divină.
fiindcă el tot timpul vieții sale a afirmat că este Fiul lui Dumnezeu. Dar a adăugat la natura sa partea umană. Și partea umană era în exterior. Asta se vedea, în ea a trăit. Prin lucrarea aceasta el a renunțat efectiv la gloria sa. Este o comparație insuficientă. Dar imaginați-vă un împărat care se coboară printre cei mai de jos oameni și muncește lângă niște robi, lângă niște ocnași, îmbrăcat în hainele lor de muncă sau de pușcăriaș. El este împărat în sine însuși și poate oricând să meargă din nou la tron. Dar imaginându-ne această, repet, insuficientă comparație, el ar trăi acolo să-i ajute. La fel a fost Fiul lui Dumnezeu. Spune ea chiar el în rugăciunea sa din Ioan 17, versetul 4, despre gloria care a avut-o înainte și starea în care se afla aici pe pământ. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava sau gloria, este un cuvânt similar, pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Cuvântul s-a făcut trup. Apoi, revenind la Filipeni 2, citim versetul 8. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Domnul Hristos s-a subordonat total Tatălui. El putea apela la prerogativele sale divine, dar el a decis să se subordoneze total Tatălui și să funcționeze numai sub ungerea Duhului, cum a zis el în sinagoga din Nazaret, reluând pasajul din Isaia 61, și să facă numai ceea ce privea planul de mântuire. Și a dovedit dumnezeirea, dar numai în a împlini lucrarea. Și vom vedea imediat mai târziu că și chiar aici a fost domeniul cel mai puternic al ispitelor. Să apeleze la puterea sa divină. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele să facă pâine. Dar era acesta un scop în planul de mântuire? Nu. El și-a dovedit puterea, vindecând bolnavi, stăpânind natura, iertând păcatele. Și ziceau, dar cine poate să ierte numai Dumnezeu? El era Dumnezeu, dar n-a făcut decât ce i-a spus Tatăl să facă. Hai să citim din Evanghelie câteva versete. Ioan 5:36. Să observăm acest adevăr. Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan. Evident. Căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu, mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Deci el nu executa decât lucrările rânduite de Tatăl. Și 10:18, nimeni nu mi-a viața cu sila. O dau eu de la mine, am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Deci Domnul Hristos nu putea fi omorât de oameni doar prin a fi prins. El era învierea și viața, dar a acceptat totul și a dat chiar viața după cum a primit porunca de la Tatăl, adică după cum era planul divin în desfășurare. Așadar, natura Mântuitorului era un Dumnezeu devenit om, dar care juca rolul de Dumnezeu numai în vederea mântuirii omului. Privind în partea a doua, ne oprim la viață. Cât privește viața propriu-zisă, Scriptura, după ce prezintă în Evanghelie după Matei și Luca nașterea, punctează doar în Evanghelia după Luca, prin câteva versete, copilăria Mântuitorului, păstrând apoi tăcerea totală pentru perioada de la 12 ani la 30 aproximativ. Aceasta este încă o dovadă că Scripturile nu sunt nici carte de istorie, nici de povești, în înțelesul nostru general, ci sunt doar o carte care prezintă lucrările necesare pentru mântuirea omului. Celelalte le vom afla când va fi necesar. Luca 2 cu 40 și 51 la 52. Iar pruncul creștea și se întărea. Era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Apoi s-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama s-a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Evanghelia în mod special insistă pe evenimentele de la botez la răstignire, vizând lecția noastră, și la înălțare, vizând întreaga lucrare de pe pământ. În mod special, toate cele patru evanghelii dau detalii de la rugăciunea Mântuitorului din Ghețiman până la înviere. Aceste evenimente noi le știm și eu vreau să insist, în ce privește viața, pe o parte practică, aplicativă, exemplul Fiului Omului. În 1 Petru, capitolul 2, versetul 21, apostolul
ne scrie. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Cuvântul grecesc al scrierii Noului Testament aici este hupogramos, ceea ce înseamnă a face un desen pe care elevii trebuie să-l copieze. Cuvântul acesta se folosea în școală pentru a exprima această idee. Domnul Hristos a fost o imagine pe care noi trebuie să o copiem, o pildă, un exemplu, și noi trebuie să călcăm pe urmele Lui. O traducere mai fidelă a unui pasaj cunoscut și pomenit, cel din 1 Corinteni 11:1, prezintă chiar realitatea aceasta. Noi trebuie să-L imităm, să facem cum a făcut El. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu cal pe urmele lui Hristos. Cu aceasta Pavel n-a zis să fie urmat El, ci doar a spus că după cum El calcă pe urmele Mântuitorului și El era învățător pentru Corinteni, și noi prin cei care ne învață și ne sunt părinți spiritual primim credința și pe Mântuitorul și în El trebuie să rămânem, trebuie să pășim exact cum El a pășit. Dacă El a fost Dumnezeu și a combinat natura Lui fără să le confunde cu natura noastră, noi trebuie să împletim natura noastră umană în care ne-am născut cu natura Lui divină și prin puterea Duhului Sfânt să trăim așa cum ne-a dat El exemplu. Iată ce scrie tot Petru în a doua epistolă, capitolul 1, referitor la unirea noastră cu Hristos, văzută pe de o parte, iar pe de altă parte la felul în care noi trebuie să-L urmăm pe Hristos, să-L imităm pe Hristos. 1:4, prin care El ne-a dat făgăduinții Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după cum El s-a făcut părtași firii noastre umane, după ce a sfugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Rămânând pe aproape, deschideți la 1 Ioan 2 și veți vedea aceeași realitate. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Și din nefericire parcă este încetățenită uneori ideea, cum mai ești sau ce mai faci? Ca pe pământ. Nu se poate trăi fără păcate, fără probleme. Dar aceste învățături pentru cine sunt scrise? Nu pentru noi? Să nu înseamnă că peste noapte, până mâine dimineață, vom realiza acest ideal. Dar dacă vom înceta să mai considerăm un ideal, niciodată nu-l vom atinge. Dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Doamne, ajută-ne! O pildă! Și am notat 3 idei aici. Exemplu Domnului Hristos este mântuirea care biruie păcatul și ispita. Nu o neprihănire în care ne naștem și trăim lejer, sfinți din oficiu, nu! O neprihănire care biruie păcatul și ispita. Scripturile insistă pe ideea aceasta. Aș vrea să facem o paranteză. Oamenii, în mod special cei care aprofundează Scripturile, sunt împărțiți unii și nu le dă lungul cu latul. De exemplu, dacă Mântuitorul a trăit într-o natură ca a noastră, a fost ea coruptă? Iar dacă n-a fost ca a noastră, atunci cum a fost ispitit ca și noi? Să înțelegem ceea ce Scripturile spun. Hristos n-a fost ca noi, că El nu s-a născut în mod natural, normal, din rasa Adam. Scriptura îl prezintă pe Hristos ca fiind al doilea Adam. Adam a fost creat de Dumnezeu fără păcat și când a fost ispitit în grădina Edenului, El a fost ispitit numai din afară. Adam n-a fost ispitit în timp ce El era păcătos, ci în timp ce El era fără păcat. La fel și Domnul Hristos, al doilea Adam, a fost ispitit din exterior în timp ce El era sfânt. Adam, cel din tâi, a căzut, al doilea nu. Iată cum îi prezintă Scriptura în 1 Corinteni 15:45. Citim câteva versete până la 48. De aceea este scris: omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul din tâi este din pământ, pământesc, omul al doilea este din cer. Și aici deja Pavel generalizează când zice: cum este cel pământesc, așa sunt cei pământești, cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Dacă
aici trăim ca El, la înviere vom fi ca El. Ispitirea noastră este și din exterior prin ispititorul sau alți ispititori, dar și dinăuntru, așa cum zice Iacov în epistola sa. Nimeni când este ispitit să nu zică că este ispitit Dumnezeu. Și mai degrabă ispita face reacție cu pofta noastră. Și pofta este cea care ne leagă de păcat de atâtea ori. De aceea pofta trebuie înfrânată și eu răstignit, că altfel păcatul te biruie. Noi nu putem trăi în neprihănire biruind păcatul decât în ideea răstignirii. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește. Altfel ești înfrânt zi de zi. Pe de o parte este o lucrare la nivelul minții, dar pe de altă parte este și o înfrânare, fiindcă Duhul lui Dumnezeu nu îți va forța trupul să-ți producă reacții inverse la mușchi. Dacă tu te duci unui rău, dintr-o dată să ai o durere în picior. Duhul Dumnezeu lucrează prin minte, iar tu în carnea ta te împotrivești în partea ta fizică. Domnul Hristos a biruit, după cum știți, ispitele acelea puternice din cele 40 de zile și toate celelalte de mai târziu. În special la nivelul minții a fost și El ispitit, la nivelul Duhului. Să nu accepte crucea. Amintiți-vă de ispita prin Petru, să te ferească Dumnezeu să se întâmple așa ceva, Matei 16, 21-24. Amintiți-vă de provocările de pe cruce. Dacă ești Fiul Dumnezeu, dă-te jos. Nu accepta. Și El aici a învățat să asculte în timp ce suferea. S-a rugat în Ghețiman, cunoașteți rugăciunea aceea întreită, să rămână în subordonare și în voia lui Dumnezeu. Nici noi nu vom putea fi biruitori altfel decât așa. Doamne, ajută-ne! În al doilea rând, în exemplu Fiului Omului, vedem caracterul divin dovedit de la gândire la înfăptuire. Nu doar lupta, vedem efectiv caracterul realizat. Iată ce spunea Domnul în Matei 11. Dar știți că vor fi domenii în care, după ce ne luptăm, dobândim deja o anumită imunitate și tărie de caracter, maturitate spirituală și în anumite domenii funcționăm dumnezeiești. Și rămân anumite domenii la care trebuie să ne luptăm mai tare pe parcurs. Domnul spunea, versul 28, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Și această chemare privea partea spirituală. În jugul Domnului Hristos vei dobândi blândețe, îndurare, bunătate, toate calitățile sfinte ți se vor forma, dar numai dacă rămâi în jugul ascultării, în dependență totală de Dumnezeu. La început vei fi, cum spuneau profeții Vechiului Testament, ca un animal neîmblânzit, care e greu de deprins cu jugul. Dar după ce îți faci rodajul și te înveți, tragi la jug din mers. Te-ai învățat cu greutățile, știi cum să birui ispitele și îți dovedești caracterul tău dobândit prin imitarea Domnului Hristos. Aici vreau să mai adăugăm și din Evrei 4, versetele 14 la 16, unde se face referire la felul în care Mântuitorul este alături de noi și aproape de noi, în truda noastră de a ne sfinți, de a obține performanțe duhovnicești. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Fiți sinceri, frați și surori, n-a fost niciunul dintre noi care să n-aibă nevoie aceasta. În momente de slăbiciune, să te prezinți în fața Fiului Dumnezeu și să spui, Doamne, am încercat să te imit și iară am fost stângaci. Iar am făcut ca omul vechi și n-am făcut ca tine. Iar n-am dovedit un caracter ca al tău. Te rog, mă anulează și pagina aceasta din viața mea, fiindcă vreau de mâine dimineață să dovedesc că umblu împreună cu tine și că natura ta mi-a fost împărtășită și mie. Dacă rugăciunea aceasta am avea în fiecare seară și respectiv în fiecare dimineață, cu sinceritate și cu detaliile de rigoare, iată la ce lucruri suntem chemați noi
Și cum spune Pavel în Efeseni 6, noi nu avem să ne luptăm împotriva cărnii sau sângelui și noi ne frământăm cu fel și fel de probleme care nici nu ne privesc pe noi. Frământarea noastră trebuie să fie lupta în plan spiritual și dobândirea unei trăiri ireproșabile în Hristos. Tot el rămâne exemplu și pentru slujirea noastră. Noi în biserică, în funcție de chemarea noastră sau acasă, facem o slujbă. Cum ne-o facem? Seamănă slujba noastră cu a lui? Amintiți-vă cum își prefața toate slujirile cu rugăciune Mântuitorul. Iată ce scrie în Evrei 5, versetul 7, despre aspectul acesta. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Discutam recent cu cineva, dacă atunci când vine ispita, când avem un moment de slăbiciune, am apelat la rugăciune, la cuvânt sau la a cânta o cântare dacă ai resursele necesare, ai fi biruitor. Dar noi, după prima ispită, lăsăm să vină a doua. Și nu mergem să ne întărim, să ne ținem strânși, legați de capul Hristos. Și atunci nici slujirea noastră n-are rezultat. Că astăzi, în vremea noastră, slujirea este din plin. Dar rezultatele sunt slabe. Mântuitorul a avut o slujire cu rezultate. Învățau și alții în vremea lui. El învăța cu putere. Se ruga. Ori în șir nopțile. Când și-a ales ucenicii, s-a rugat toată noaptea. Mai citesc din Ioan 12, unde observăm că Mântuitorul în toată slujirea sa n-a făcut altceva decât să spună ce i-a zis Tatăl să spună și să facă ce i-a zis Tatăl să facă. Nu putea el să învieze o droaie de morți? Numai atât a fost prins în plan. Să știți, chiar lucrarea noastră are niște limite, niște parametri. Să nu încercăm, de dragul lui Dumnezeu, zicem noi, dintr-o lume fără înțelepciune, să vrem să facem o lucrare enormă. Numai cât ți-e dat. Dar cât ți-este dat să o faci? Să nu te întrebe stăpânul la final ce ai făcut cu talanții priviți. Noi spunem, în mod special predicatorii, fraților, nu vreau de la mine, vreau să fie cuvintele lui Dumnezeu, dar oare dacă facem introducerea aceasta, vom spune doar cuvintele lui Dumnezeu? Introducerea ne face să spunem doar cuvintele lui Dumnezeu. Uneori se spune ideea asta atunci când cineva nu are ceva pregătit în minte și crede că Dumnezeu îi va da. Dumnezeu poate să dea și uneori dă. Dar a sta la îndemâna lui Dumnezeu înseamnă să stai în rugăciune la timp ca să știi ce vrea să fac. Domnul nu în Betania a primit ideea că Dumnezeu înviază pe Lazar. Dinainte, Dumnezeu i-a dat înțelegerea aceasta. Și s-a dus direct la momentul potrivit și acolo Dumnezeu a făcut lucrarea. Iată ce scrie în 12, versetele 49 și 50. Căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Și știu că porunca Lui este viața veșnică, de aceea lucrurile pe care le spun, și rea ideea, le spun așa cum mi le-a spus Tatăl. Cuvintele care sunt Duh și viață au fost spuse din inițiativa Tatălui și exprimarea verbală a Fiului. Astfel a putut să spună Domnul în final, mi-am sfârșit lucrarea. Rețineți, după cum am reluat la fiecare final de sub punct, modelul Domnului Hristos rămâne un model de biruință a ispitelor, este caracterul dovedit al lui Dumnezeu, ce a spus Dumnezeu în Vechiul Testament, că e plin de bunătate, îndurare, nu se mânie imediat, e îndelung răbdător, dar este drept, a fost dovedit total în Fiul și trebuie să fie dovedit și în noi. Fiindcă spune Scriptura în Romani 8, versetele 29, că El a fost rânduit să fie cel întâi născut între mai mulți frați, toți fii în familia cerească. Lucruri grele de înțeles, cum vom fi ca El? Dar ușor de înțeles în ideea că dacă aici vom realiza performanța prin Duhul să trăim ca El în devenire, dincolo la înviere vom primi o natură ca a celui ceresc, după cum am citit din Corinteni 15, 1 epistolă. Așadar, procedura întrupării prin participarea Duhului Sfânt în Fecioara Maria, Dumnezeu și-a asumat o nouă natură, devenind Dumnezeu om, golindu-se de glorie și subordonându-se total Tatălui. A fost necesară întruparea, fiindcă Dumnezeu s-a angajat față de oameni, față de patriarhi, că nu va părăsi omul și va face cu el legământ după legământ, până când în final, prin revelația ultimă și absolută a Mântuitorului, legământul parafat cu sânge,
urma să aducă salvarea, să rezolve tot neamul, Vechiul Testament și oamenii din Noul Testament și din toată istoria. Al doilea Adam a salvat tot ce a pierdut primul Adam. De aceea sunt toți oamenii mântuiți. Hristos n-a murit numai pentru evrei, pentru întreaga rasă. El îi crease și El a luat natura asemănătoare, spune Romani 8:3, nu coruptă a păcatului. Și a trăit dându-ne un model în trăire și în slujire. Iisus Hristos este așadar un Dumnezeu venit în umanitate, un Dumnezeu om. Vă rețin încă cu două versete din Osea. Dumnezeu l-a pus pe profetul acesta să facă ceva greu de înțeles, irepetabil, de neurmat, să meargă să-și ia o femeie imorală. 1:2, du-te și ia-ți o nevastă curvă și copii din curvie. Și când prezintă Pavel omenirea, o prezintă idolatră. Oamenii au curvit în raport cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a încercat legăminte în Vechiul Testament. În mod special lor li se adresa această profeție. Și iar au curvit. După ce li s-a descoperit Dumnezeu pe Sinai și a spus, am drepturi de soț asupra voastră. Și apoi, ca o făgăduință, scrie în capitolul 3, versetul 1, Domnul mi-a zis, du-te iarăși și iubește o femeie iubită de unii bofni și prea curvă. Iubește, cum iubește Domnul? Pe copilul Israel care se îndreaptă spre alți Dumnezeu și care iubesc turtele de stafite. A zis să o ieie și să o iubească? Cum iubește Domnul? Cum ne scrie nouă porunca în Noul Testament? Să ne iubim soțiile cum a iubit Domnul Hristos biserică. Acest exemplu era exemplul lui Dumnezeu. El a hotărât să vină, să devină om, dacă vreți să se poată căsători cu noi, ce ne schimbă natura. Și cât privește viața, Dumnezeul om a devenit model pentru umanitate. Ca omul să tindă spre dumnezeire prin exemplu dat de Domnul Hristos. Și aici vă citesc din Efeseni 5. Asta, ca să nu vi se pară prea multă teorie, v-am cuprins în două idei la final toată lecția. Un Dumnezeu devenit om din iubire și un model pentru noi, 5:1. Urmați, dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Și enumeră câteva păcate. Curvie, vorbire, limba, cea greu de controlat, dar care trebuie stăpânită până la ultima vorbă, adică umblat la gânduri. Și apoi scrie de la versetul 10. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Și nu luați deloc parte la lucrări neroditoare în întunericului, ba mai degrabă osândiți-le. În condițiile acestea, în virtutea celor spuse, poate un creștin care îl iubește pe Dumnezeu să mai guste ceva din lume și să nu-l mustre conștiința și să nu fie întristat Duhul Sfânt? Căci e rușine numai să spunem ce fac ei nascuns. Versul 14. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, Doamne, trezește-i pe toți. Scoală-te din morți și Hristos te va lumina. În gândire, în trăire, vei fi un fiu al luminii, destinat luminii pentru eternitate. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.